Eu cred că relația noastră cu oamenii din biserică și din afara bisericii trebuie să fie puțin specifică, în sensul că oamenilor din afara bisericii trebuie să le predicăm Evanghelia în perspectiva evangelizării lor, în timp ce oamenilor din biserică trebuie să le prezentăm Evanghelia în perspectiva maturizărilor. Nu putem să vorbim cu o persoană care este în afara bisericii, care nu frecventează biserica și nu citește Biblia, despre lucrurile adânci ale creștinismului, despre esența vieții spirituale. Pe el trebuie să îl ajutăm să înțeleagă că în fața lui Dumnezeu este vinovat pentru că a încălcat legile lui Dumnezeu și că poate fi iertat prin credința în Iisus, care devine, își asumă păcatele lui. Și aceasta de fapt înseamnă evangelizare. Asta este suficient pentru un om care, ca să fie mântuit. În momentul în care el vine în biserică, nu se mai pune problema nașterii lui, că tocmai s-a născut. Se pune problema creșterii lui. Aici intervine educația, aici intervin profunzimile, detaliile, esența. Iată dar că slujba noastră ca biserică, ca pastor, ca slujitor ai bisericii, ca predicator ai Evangheliei, trebuie să fie specifică oamenilor din lume, evangelizare, și oamenilor din biserică, maturizarea. Evangelizarea este, prin finalizarea ei, un eveniment, așa cum menționam deja mai devreme. Ea se termină când omul se convertește, dar convertindu-se, el intră în biserică și acolo apare creșterea, care este un proces lung și nu se termină niciodată, chiar dacă omul îmbătrânește. De aceea cred că ar trebui biserica să aibă oameni care se ocupă în mod specific să știe cum să vorbească cu un om necredincios, să îi vorbească în contextul în care el se găsește, nu în contextul în care noi suntem, pentru că avem un limbaj de lemn și pur și simplu nu ajungem la inima omului. Poate omul chiar să ne disprețuiască pentru că aberăm. Dar atunci când omul intră în biserică, când este convins că Iisus Hristos este Mântuitorul lui, că Biblia este mesajul lui Dumnezeu trimis pentru el, atunci omul are nevoie să fie mentorat. Noi am înlocuit mentorarea sau ucenicia, expresia lui Cornilescu din Biblie, cu teologia. De ce? Pentru că ucenicia presupune obligația de a-i fi exemplu personal lui. Teologia nu mai presupune neapărat să-i fii mentor, ci presupune doar să-i fii învățător. E mult mai ușor să fii învățător decât mentor. Să fii învățător înseamnă să știi și să-i transmiți o informație, fără să se pună prea mult preț pe confirm cu viața ceea ce ai spus cu gura sau nu. Dar atunci când mentorezi, asta presupune nu doar să-i spui cu gura, ci mai mult să-i spui cu faptele. Acesta cred că este aspectul pe care ar trebui să îl accentuăm. Încă un detaliu și închei. Cred că biserica alunecă încet încet să exagereze un lucru care de altfel este bun. Evenimentele publice. Am pierdut din vedere că evangelizarea este un stil de viață natural al omului, care trebuie pur și simplu în orice discuție să ajungă și la Dumnezeu și la viață veșnică, la rai. Și toate lucrurile acestea nu le mai facem din rușine, din comoditate, din grabă, din confort, din nepregătire, și organizăm un eveniment sau două în timpul anului și aducem pe oameni acolo. Însă așa cum caracterul se formează în contextul relațiilor și convertirea se formează în contextul relațiilor, când aducem un om într-un grup de câteva sute de oameni și nu-i cunoaște pe niciunul dintre ei, el de-abia așteaptă să se termine, pentru că nu se identifică cu niciunul dintre ei, nu are relația care să-i dea confortul necesar în biserică. Închei, cred că este nevoie ca fiecare component al bisericii să fie un expeditor al veștii bune, că asta e Evanghelia, o veste bună, în relațiile lui, și asta, cum menționa pastorul Cumpeanu mai devreme, într-un mod natural, pur și simplu. Iar pastorul să susțină serviciile divine unde oferă învățătură pentru toți, și ca și individ și el să facă același lucru ca și membrii bisericii.